Dispoziție? Bună. Ok. Noi azi seară ne-am adunat toți ca să discutăm despre o temă foarte interesantă. Nu știu dacă ați reușit să prindeți momentele, dar acum, practic, în Uniunea Europeană, dar și Statele Unite, se începe cel de-al doilea val de COVID-19, adică sau COVID-19-2. Din cauza aceasta și undeva am făcut o tematică, iarăși nu o să vedem ce s-a poate făcut cu petrolul, fiindcă dacă să ne readucem aminte de prima etapă, foarte, foarte mult a dus petrolul în jos. Dacă vă aduceți aminte, și mulți dintre traderi, practic, nu au prins momentele acestea de intrare pe piață în săl. Abia după ce a început prețul să întoarcă înapoi, mulți dintre traderi au zis, măi, cât de tare îmi pare rău că n-am dat atunci tranzacții de vânzare. Alții din contra, când au văzut că el cade în jos, dă să-i dau repede baica să-l prind înapoi când n-a să duc. De-aia tot cât s-a dus în jos, s-a dus 5.800 de puncte în jos, dacă nu greșesc. Cei care mă cunosc, mie spune Vlad, cei care nu mă cunosc, mi-a spune Vlad, eu sunt manager în cadrul companiei, m-a susținut că m-am prezentat deodată. Azi este domnul Cornel și el la fel este manager în cadrul companiei. Ați loc. Manager în cadrul companiei. Noi astăzi îți prezentăm anume tematica de astăzi împreună și vreau să întreb pe voi. Tranzacționați petrol? Așa. Din ce cauză? Iată, de ce nu tranzacționați pe cotații valutare? Ce-s mai vantajos, ce-i mai vantajos petrolul decât perechii de valutare? Nu din cauza datorită. Datorită? Da. Bun. Datorită la petrol ce? Datorită, nu știu, focasul. Nu știu, petrol. E mesma? Nu e monoton ca... Hai să vorbim de Răsterlin. Da. Păi tot la fel de fluctuantă și are parte tot la fel de profitabil. De ce nu e pe petrol? Mai multe puncte. Mai multe puncte? Bun. O tranzacționat cineva în perioada asta de pandemie, cât a fost când a căzut în jos petrol? Cineva a fost activ pe piață? În afară de noastră, cineva de noastră încă, cineva a mai fost activ pe piață în perioada asta de pandemie. Nu? La început. În bai? Nu. Deci, nu, pasă că am întrebat. În ce cauză, mulți dintre trei, atunci în perioada ce au deschis tranzacții de cumpărat și apoi au intrat în lahat. Și apoi abia jos au închis tranzacțiile de vânzat. În fine, nu la asta, Costa. Nu la asta mă refer. Eu am să vă dau, de fapt, noi împreună cu domnul Corel, să vă dăm și o strategie destul de interesantă care lucrează în nemijlocit, doar petrol a fost testat în jur de un an de zile, după care am decis să o dăm și traderilor, ca traderii toți să poată să folosească de ea. Este vorba despre o strategie pe o perioadă lungă de timp și anume lucrează, după cât am testat-o eu, nemijlocit mai petrol. Pe celelalte cotații valutare, intrările sunt un pic mai diferite și nu prea avem intrări pe piață. Însă, la început un pic istoric, ca să vorbim despre, anume despre petrol și ce s-a întâmplat în perioada aceasta de pandemie. Cine din voi odată a urmărit căderea petrolului? Nu ați urmărească, dar sunt deschide tranzacții. Toți? Dumneavoastră numai doi, restul? Și dumneavoastră nu ați urmărit căderea petrolului. Asta, cu părere de rău, nu a fost o mișcare, de fapt, așteptată din noi, însă pandemia urmează. Și acum posibil să ne așteptăm încă la o cădere tot atât de interesantă mai departe pe piață. Domnul Cornel, ați venit cu o informație destul de interesantă pentru voi. Cel puțin un pic istoric și cine sunt componenții ce mai importanți, spunem așa, a petrolului sau a participanții pe piață din punct de vedere a petrolului. Încă o dată, bună seara la toți. Noi cu toții cunoaștem, adică, că piața energetică ea constă din câteva segmente. Piața, adică, merge vorba de petrolul marca Brent TTI și natural gazul. Cum credeți, adică, ce reglementează prețul pe, adică, pe piață, cererea, adică, oferta pe piață, pe domeniul dat? Cum credeți? Însăși companiile, când își expun oferta sau este totuși o... Bine, adică acest lucru se face prin intermediul unei organizații mondiale, adică merge vorba de organizația OPEC și OPEC Plus, care a apărut acum în anul 2016. OPEC, un scurt istoric, organizația producătorilor de... pe domeniul petrolier, adică a fost fondată în anul 1960, pe 13 septembrie, adică anul acesta, această organizație o împlinit 60 de ani. Pe noi nu ne-a chemat la zi, nu? Nu, în fine. Acum, dar cineva cine mai este OPEC? E că din voi prezența și pe piață, ca să nu facem așa o mare regulare, să vorbim foarte mult. Și, ok, hai să spunem, cine este OPEC? Organizația mondială care reglementează piețul de la petrol. Mai degrabă extrage de petrol,
Așa. Și cine sunt participanți aici? Statele, membri. Statele, membri. Care? Câte vă măcar? Hai să spunem. Saudoscara. Rusia, cred. Statele Unite, Rusia. Statele Unite și Rusia, nu? Nu. Emiratele Arabe Unite, Qatar, Venezuela, nu știu cum era. Câte vă? Că anume aici merge vorba despre din Orientul Asiatic, mai multe țări, anume toate țările care intră acolo. Este un pic plus și atunci este, merge vorba un pic plus, tot timpul e... da, dați-ți scaunul, domnul. Un pic plus este merge vorba despre mișcările foarte rapide și bruște pe astea, și atunci când Federația Rusă o a anulat și nu a vrut să participe în scăderea prețurilor la petrol. Și de aici Arabia Saudită și doar astăzi vă dăm noi vouă, anume creșterea petrolului în continuare. Și o scăzut prețurile până la 28. Până la 22 de dolari trag printr-un baril. Mai jos scăzut, asta a fost pur și simplu un șoc pe piață. Și în duminică, paramit dacă nu mă greșesc, în martie, ies președintele Federației Rusă și tinde că el aderă și el stopează extracția de petrol și prețul începe să se stopeze într-o cădere. În fin, astea sunt cei care, anume prețul la petrol și OPEC+. Când se așteaptă următoarea întrunire între OPEC și OPEC+, cunoaște cineva din voi? În decembrie? În decembrie? Dacă nu a fost ultima, domnul Cornel, puteți ne spuneți? La cătare următoare întâlnirea membrilor OPEC Plus să aibă loc la data de 30 noiembrie, dacă mă greșesc, acestei organizații. A coordonat a funcționat corect, adică la instituirea acestei organizații au stat 5 state membri. Arabia Saudită, Iran, Irakul, Venezuela și Kuwait. Dar pe parcursul activității de 60 de ani au fost țări care au aderat nu odată, au ieșit din camembrii OPEC și au aderat din nou, adică Azerbaijan, Alger, Angola, adică foarte, foarte, foarte mult state. În prezent, ca să cunoașteți, organizația OPEC, adică ei controlează 44%, adică prin membrii, săi, controlează 44% din domeniul petrolier. Adică faptul care lor le permite, de a face strategii pe acest domeniu, ei, analizând piața, analizând cererea, ei își stabilesc regulile pentru țările membri, referitor la extragerea petrolului, cantitatea de extragere, ca să nu facă ei surplus sau invers, să nu fie oarecare... da, adică să fie un balans între cerere și ofertă. Faptul care asta le permite lor în continuare, adică să-și menții la un nivel înalt, adică cât extrageri, atât și profiturile pe aceste extrageri. La un scurt. Am înțeles. Hai să vedem, băieți, cum credeți voi, care sunt cei mai mari producători de petroliere pe glob? Cine sunt cei mai mari sau cele mai mari companii care produc anume petrol? Ar vrea ca cineva măcar din voi să dea cu părere, dar cunoaște o companie sau a cunoaște că... Companie din Sfântul Arabia sau din cea mai mare de unul care a fost capitalizată cu mare cent, cu doar nu știu, Saudi Aramco. Asta e cea mai mare companie care la unii există. Ok. Păcam că există Federația Rusă. Pe lângă companiile de producție, petrol sunt și cei consumatori, atât din cauza lor, din cauza consumatorilor, anume din cauza consumatorilor, și s-a stopat, sau anume a fost căderea asta de piață a petrolului. Care sunt cei mai mari consumatori de petrol, băieți? China. Statele Unite, încă? Europa în general, da. Europa în general. Ok. Iată, mult dacă să ne orientăm, să fac un pic istorie și urmă să vorbim despre perioada actuală, așa mea 2020-2021. Practic, cei mai mari consumatori de petrol sunt Statele Unite și China. Apropo, China a indus înapoi carantina sau nu? Nu. Cel de-al doilea, dar din ce cauză? Cum credeți voi? Adică Europa, Uniunea Europeană, ca o putere mare pe glob, să spunem, eu a intrat practic ultima, în prima perioadă, dar cum eu a intrat practic prima în carantină? Dar China, în genere, nu a intrat deloc. Și din ce cauză, iată, anume China, ca cea mai mare consumatoare de petrol, iată, în perioada actuală, noi spunem, e cea mai mare. Practic, odată la două săptămâni de zile, ei mai deschid încă câte o fabrică sau o uzină de producție, anume de producători și consumatori petrol. De asta ei și intră pe primul loc cei mai mari consumatori. Și iată anume, prețurile la petrol acum se află undeva, practic, la mijloc de impulsul sau de cădere cei care au fost în jos.
Cine din dumneavoastră așteaptă la o cădere a petrolului în continuare? Toți așteaptă la o cădere. Nu? Argumentați-ne, vă rog. Eu aștept o creștere a petrolului, deoarece acum, după cât știți, în SUA a fost dezvoltat vaccina anti-COVID și ceea ce face o creștere a economiei, o redeschidere a economiei mondiale. Într-un fel, redeschiderea economiei, creșterea consumului petrol, creșterea consumului petrol, creșterea prețului. Creșterea prețului înapoi de petrol. Nu, ok, înțeles. Cineva să așteaptă la alte mișcări pe piață. Nu știu, am auzit la radio, de exemplu, azi, că spuneau companiile aeriene până la mijlocul anului viitor vor să fie foarte multe restricții cu zborurile. Adică dacă ați schimbă vaccinul, înseamnă că n-ar mai și așa. Dacă ei se pregătesc de așa ceva, înseamnă că e clar, poate vaccinul și iese, dar el n-a să iasă. Am eu până la anul nou sau după, dar amul dacă ați fie carantină, peste tot, adică o să oprească tot, adică petrolul a scadă, el n-a să aibă unde să duce. El, e logic să fie. Poate antivirus sau spunem așa, vaccinul el și este, dar din ce cauză să fie restricțiile atât de mari anume din cauza zborului? Ca să nu fie, de exemplu, o zonă, de exemplu, China sau alt oraș sau un oraș s-o tratat deja de COVID-19 și să fie unul venit, un alt, să infecteze iarăși din nou. Pentru cum cunoașteți și dumneavoastră, antivirusul este, dar el nu este persoană, dacă chiar și primește vaccinul, el poate să mai îmbolnăvească încă o dată. Adică anticorp nu se formează. Din cauza aceasta și o să fie încă blocate zborurile aeriene. Bun. Asta ceea ce ține de, să spunem așa, de vaccin și ceea ce se poate întâmpla mai departe. Încă cineva ce părere este. Îți duc mai departe în jos sau în sus. Are cineva ce să-l în genere petrol sau nu? Adică asta nu are cineva să-l petrol. Eu tot am. Cineastră? Încă? Mai are cineva sau nu mai eu? Da, bai, cine are petrol? Tot nimeni. Bun, hai să întrebăm. Masterclass-ul de astăzi sau tema de astăzi referitor la petrol, să fie băut de folos pe fitor da. Sau nu? Da. Da. Da, bun. Deja e mai bine. Deja unde v-am început noi să colaborăm. Bun. Eu astăzi v-am invitat aici și de fapt ar vrea ca cineva să povestească de istoria lui cum a tranzacționat cu petrol și atâta anume a să mă invit pe Dumitru. Dumitru, puteți să povestiți un pic de istoria dumneavoastră de tranzacționare cu petrol și care au fost întrebările dumneavoastră? Deci, spuneți-vă frumos graficul la petrol, la brea. Și dacă mai are cineva voi istorie, tranzacționarea cu petrol și dacă poți să povestească ceea ce s-a întâmplat, iată anume voi puteți să vă dați cu părerea și să mai povestiți altora cum ați făcut voi profit pe piață și cum pe viitor voi doriți să faceți asta mai departe. Ce strategii folosesc? Pentru că eu sunt sigur că deși fiecare folosește strategii diferite. Poate chiar și strategia dumneavoastră să fie de folos la celorlalți 20-30 care suntem aici în sală. Strângeți-vă rog frumos tot. Lăsați grafic sigur la tot. Schimbți un alt petrol, un alt prea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cinste, petrolul cam a fost motivul principal, deși eu și mi-am deschis cont. Pentru că eu când am văzut, eu mi-am deschis în pare contul cu prietul era undeva aici. Și eu am crezut că el o să crească deodată. Dar eu când am plan, pentru că de poezit inițial era așa, micuț. Și el cum umbla atunci a făcut o acă, mă temem, ca să fie mărgi încolo în două zile. A fost mișcarea asta, îmi pare că aici au fost timp de câteva minute, au fost vreo 1000 de puncte. Deci lumea a zis sau de nivelul Trump. Da, da, exact. Da. Asta timp de minut, Trump când a ieșit și a discutat practic 1000 de puncte. Eu am un trader care a deschis sell înainte de asta și s-a asigurat cu un buy stop. Păi iat, în momentul când a deschis tranzacția de vânzare și buy stop până și unii l-au activat, fiindcă asta a fost un fel de slip și când s-a dus în sus, timp de minut nu a făcut 1000 de puncte, dar a făcut, dacă nu mă greșesc, vreo 300. Și abia a deschis tranzacția de cumpărare. Au avut noroc să o asigurat și cu un sell limit de sus, după ce a văzut așa o mișcare, și au activat numai sell limitul de sus și practic înapoi când s-a dus în jos, a făcut tot profitul ăsta, jumătate de lumânare s-a întors înapoi. Asta este o posibilitate foarte bună. Bun, Dumnezeu, continuați. Și eu desigur că, cum e frica, mai ales la început, l-am deschis, mai gândeam, deschis și eu sell, pentru că așa era așa, o sell de vreo 50 de puncte, posibil, mai ales eu, dar de obicei eu tranzacționam fără stop loss și dacă deschidem, mai ieșim pe rămâne fără cont de dat. Dar am deschis, eu am urmat. Adică, așa. Aftanola. Da, da, da. Mai departe, următoarea mea experiență interesantă cu petrolul a fost aici. Aici am luat profit deja plus minus. Adică m-am închis cum trebuie, aproape în maxim. Dar dacă nu mă închidem și lăsam baiul să duc mai departe, adică aveți să mă închid aici acum deja fără cont. Și, dar istoria se începe anume ca de aici.
Eu aici ne-am pus planul și eu aici vreau de-am să măresc pe poistă, bineșor. Eu am văzut pe ei. Cât procent v-ați mărit depozit? Cât procent? Hai să luăm în sumă. Dar v-ați mărit depozitul după mișcarea și se crește. Aproape se văd 300% v-ați cer. 300%. Eu am umplat iaca cineva aici cu 0-1 în bai, iaca chiar așa. Și am spus că o țin mai departe, las-o să știi când el e jos, el mai departe jos n-a să știi. Eu dacă a să știi, eu sunt volacat și a să stău și ani de zile, dacă trebuie. El e prețul e jos, el nu poate sta mult pentru că așa ești în Rusie, e de faliment pe așa prețul. Și eu am folosit de asta. Am așteptat toată căderea asta și când am văzut că o crește înapoi, i-am mai dat un bai. Și deja el a început să meargă, să meargă în sus. Și când trebuie să vedeau că au, te-au ajuns la nebiel, Tets începeu să-și vândă tranzacțiile, adică închide un deck profit, eu cumpăram iar. El iar creștește și când Tets iar închide tranzacțiile, iarăși cumpăram. Și eu a fost unul din persoanele cele care au ținut tranzacțiile chiar până se pare că undeva pe aici eu le-am închis. Nu, greșesc. Eu am văzut acoperirea cu nor negru, o mai fost o leg de cădere în ținută și deja e că pe ieșirea undeva am închis tranzacțiile pentru că eu am crezut că el mai departe nu a scris. Aici am început cu 0-1, pentru că așa îmi permite depozitul. Aici deja era mai mult de un lot tranzacții strânsă și eu le-am închis aici toate așa cum și era o pautină de asta când se face așa toate tranzacțiile cele. Și am avut un profit și am dezvoltat de pe contul așa că să pot tranzacționăm mai departe așa cum și-o. Posibil că, dacă îl mai ținem, desigur, dacă îl mai prindem încă binișor. Așa, o distanță bună. Adică, așa a fost una din situațiile când în trading... Eu să văd că asta nu a fost un gest corect, ce aici am făcut aici. Nu gest. O acțiune corectă care aș face aici. Aici, pentru că eu aici am tranzacționat foarte riscant, foarte nu după cum trebuie, dar câteodată în trading și... Ai ți recunoaște, dacă nu tranzacționați cum da. Trebuie, nu era să fie 300% de spălat de văzut dumneavoastră. Bă, mulțumesc, bă, sau? Mulțumesc, acum însă toți dintre noi, sau practic majoritatea dintre voi, așteaptă iarăși nouă căderea anume la prețurile la petrol. Ceea ce ține astăzi să facem împreună cu voi o analiză și o prognoză pe piață, anume ce ține de brand și despre VTI. Pe lângă brand și VTI, că dumneavoastră vedeți o creștere aici, dar mai este încă un indicator, încă un instrument, de fapt ar spun eu, natural gas. Transacționați cineva dintre voi pe natural gas, pe gaze naturale, în afară dumneavoastră, încă, dumneavoastră. Cum s-a, să spunem așa, cum s-a a crescut sau a căzut natural gaz în perioada de pandemie, ceea ce s-a întâmplat la noi pe piață? Păi, în perioada de pandemie, ce s-a întâmplat cu natural gaz? A crescut sau a căzut? Nu-i să rog cum îți vrea, natural gaz nu la natural gaz, a crescut sau a căzut în perioada de pandemie? Ce îți răzăcnează? Băieți? Voi? El nu a fost deodată, nu a fost deodată. El era jos o perioadă mai lungă. Natural gaz este unicul din instrumente sau cel mai bun instrument de tranzacționare în perioada de criză, anume ceea ce ține acolo. În ce cauz? Fiindcă el este cel mai stabil din punct de vedere economic, dar și, aș spune eu, politic, mai ales în perioada aceasta de pandemie, care toate instrumentele cotați în valutare, acțiunile, TET au fost influențat și numai TET au căzut în preț. Dacă ne orientăm la Google, Apple, Amazon, toate au coborât în jos, Netflix, chiar și companiile mari, fie el și Apple, fie el și Google. Oricum, toate au căzut în preț, în afară de natural gas. Gaze naturale au rămas la același preț, că dacă voi vă temiți sau vă așteptați în perioada aceasta de pandemie ca prețurile la gaze naturale să cadă sau vă așteptați la alte momente, nu, ele au să rămâi în loc. Și atunci este un foarte bun instrument ca voi să le folosiți. Este perioada în care prețurile la natural gaz cresc și în care unii gaz natural crește, în care gaz natural cade. Practic la noi tot anul este împărțit în două etape, aș spune eu, sau de fapt în patru. Patru ani la timpuri avem fix așa și natural gaz tot o scedează. Iarna, când se folosesc toți de natural gaz, cum ce se întâmplă cu prețurile? Crește. Dar vara? Scade înapoi. Am ce perioadă avem noi? Început iarnă. Aș spune eu început iarnă. Dar la noi pe natural gaz, uitați ce frumos se formează. Practic aș spune eu că se formează astfel de figură.
mai departe se duc în jos, început iar. Adică la noi 1 decembrie practic nu este. De asta, cel puțin până undeva pe 24 decembrie, 25 decembrie, până când eu mă aștept ca prețurile la natural gas să cadă înapoi în jos. Dați-mi vreo frumos perioadă săptămânală. Încă el se mai duc într-o perioadă, într-o tendință de descreștere și să ne efectueze nou capul ăsta cu umeri care le avem în sus sau un triunghi. Am o șoară de foc ca să facem analiză cum în prezent pe piață. Sau un triunghi. Iată maximile care au fost iată până aici sus, nu cred că o să ajungă în perioada anului 2021, dar în perioada actuală prețurile la natural gas încă o scad mai departe în jos. Și iată numai cât ori să mai cad, dacă să luăm cu Fibonacci, să fixăm până în punctul maxim, vă rog frumos, domnul Cornel, fixăm prețul la Fibonacci, iată atâta timp încă el trebuie să cadă. Și noi v-am aștept până la nivelul 50 al lui Fibonacci, iată mai are în jur să cadă în jos, 50 sau 61,8, iată până aici. După care noi să ne așteptăm la o tendință de creștere mai departe, fiindcă vine perioada rece a anului în care se începe ianuarie, februarie, martie, poate chiar până aprilie, gazele naturale o să ajungă maxim, eu mă aștept iată undeva până la prețul aici în sus. De asta, băieți, voi aveți posibilitatea aceasta, chiar dacă nu tranzacționați petrol, pe energie, este gaz, sunt gaze naturale, unde vă poți vă duc profit acum, în perioada actuală, mai ales în perioada rece a anului. Când e cald afară, iată, se întâmplă asta cu prețurile la petrol, prețurile la gaze naturale, iată asta, o cădere. Și toate astea se întâmplă anume când nimeni nu se folosește certificații. Imaginați-vă, voi aveți un instrument care vă știți ce se întâmplă mai departe pe piață. Anterior era ceva de genul cu Bitcoin. El în perioada primăvara-vara, dacă nu mă greșesc, el cădea, nu, crește, primăvara-vara. Și în perioada de toamnă-iarnă, el cădea înapoi. Și iarăși nu fix exact aceeași situație. Iar acum noi avem cu gazele naturale, tot așa un principiu în care noi simplu, ușor, putem să ne orientăm piață mai departe și deschidem tranzacții de anume de cumpărare. Și iată aici merge o strategie și merge una foarte interesantă. Noi știm că trebuie să dăm mai mult baie mai departe, dar unde să fie momentul nostru de intrare? Sau care să fie momentul nostru de intrare cel mai interesant pe piață? Acum, iată eu am să vorbesc întâi de gaze naturale, după care să ne întoarcem înapoi la petrol. Strategia de care eu vorbesc se bazează pe MACD în perioada de daily, MACD în perioada de daily, cu parametrii 5.34.5. 5.34.5, noi aici vedem direcția. Adică noi vedem direcția generală unde se duce, perioada de dă 1 sau poate chiar săptămânal. Dă-o, dați vreo frumos, dă 1 aici. Îndăună. Și atunci avem săptămâna. Cum observați și dumneavoastră, fluctuațiile aici după MACD nu sunt chiar atât de ca și la prețul la cotații valutoare euro cu USD sau GBP USD. Așa. La ce mă refer eu? Sau cum lucrează aici? Direcția nu ne arată pe MACD-ul. Pare ar fi cam straniu cum direcția se ne arăte atât anume în MACD-ul. Intrarea pe piață, noi o vedem. Intrarea o vedem după aligator. Aligator, încă nu-l puneți. O secundă, eu să vorbesc un pic și despre aligator. Aligatorul ne arată intrarea pe piață, adică, iată anume intersecția aligatorului, dar în perioada de H1, perioada de H1 ne arată nouă intrare pe piață, cum ar fi mai corect noi să intrăm pe piață, anume aligatorul în perioada de H1. Și ieșirea de piață la fel ne arată MACD-ul, și ieșirea de piață la fel ne arată MACD-ul în perioada de MACD-ul, ieșirea de piață, ieșirea de piață la fel ne arată MACD-ul, CD în perioadă cu parametrii 5, 34, 5. Iată, asta ne arată MACD-ul chiar și ieșirea de piață. Perioada care? Poftim? Ieșirea la ce perioadă MACD-ul? În perioada de... Nu, tot de el, tot de 1. Tot de 1. În direcția tot de 1. De 1. Și anume, ce se are în vedere prin intrare și ieșire de piață? Acum noi putem să ne orientăm anume după intrare și ieșire. Ca exemplu, puteți vă rog cunoști aligatorul de supra încă o dată. Cunoaște cineva indicatorul ăsta, aligatorul, cum el lucrează. Nu? Am și să vă explic ce sunt cunoaște. El este compus din trei linii, și anume din, culori diferite. Nu știu dacă am toate trei. Puneți-mi vă rog cunoști sector. Dacă se vede mai departe, sunt trei linii. Una de culoare verde, roșie și albastră. Noi mi trebuie ca atare numai linia aceasta verde. Să ne orientăm, ea se mai numește linia buzilor, dinților și maxilarilor. Fiecare dintre ele are trei denumiri diferite. Și iată anume, pe noi ce ne interesează. Noi ne interesează anume linia buzilor, dar când ea este intersectată de o culoare, de o lumânare, aș spun eu, de culoare, de lumânare de culoare albă sau de lumânare de culoare neagră. Adică, iată perioada de H1, în daily noi vedem direcția. Și cum noi vedem? Până, o secundă, mă așteptați. Noi vedem întâi direcția, doar că
Iată, direcția noi vedem în perioada de de 1 și noi vedem ce tip de tranzacție ar trebui noi să deschidem, de buy sau de sell. Și iată anume, eu am să iau un pic mai mult în istorie, iată anume, de la intersecție sau când e această roșie, ceva de genul, străbat din sus în figura de de 1, asta merge vorba de intrările pe perioadele foarte lungi de timp, adică perioadele o săptămână, două sau chiar trei. Profiturile sunt pe perioadă mai lungă, nu sunt în perioadă scurtă, încă o dată mă întorc. Și totodată, intrarea pe piață nu merge vorba de volumul de 2, 3, 5 loturi. Încep cu minimum care ți-ți permite, minimum volum care tu poți să deschizi piața. Și nu merge vorba despre 0 între 1, dar mă refer ca să fiu undeva, dacă ai un cont de 100 de mii, 100 de K, cei care dețin intrarea, ar fi bine să fii pe piață undeva cu 5 loturi. Așa vă zicem. De la 10 K, undeva intrarea, ar fi bine să fii 0 între 3, 0 între 4 loturi pe piață, dar vă orientați pe intrările cât cu volum micuț. Noi să avem intrat pe piață nu doar o singură dată, dar de mai multe ori și atunci la fiecare intersecție a ligatorului în perioada de H1. Iată, anume, aici sunt intrările pe piață. Adică, iată, eu mă orientez încă o dată. Am să iau distanța asta. Când linia aceasta roșie iese din figurat aici, eu mă orientez pe un... El ne arată nou finisarea trendului crescător, aș spune eu. El ne arată nou că trendul crescător s-a terminat. Iată, eu am să le iau mai departe în subiectul. Trendul nostru crescător s-a terminat. Și intrarea pe piață sau ieșirea pe piață a să fie atunci când linia aceasta roșie iese din figura de jos. Și atât numai până aici. Și atât numai până aici eu deschid tranzacții. Și atât numai până aici. Eu mă orientez pe tranzacții doar de sell. Iată toată perioada asta până când ies, eu deschid tranzacții doar de vânzare, doar de sell. Iată. Deschid tranzacții doar de sell. Intrarea nouă pe piață ne arată ligătorul în perioada de H1. Dați vreo frumos în perioada de H1, dar puneți întâi două bare. Una aici și una aici. Optați-vă pe întâi. Așa. Puneți vreo frumos două bare. Pe dată. Așa, nu știu cum văd data. Mai mult. Așa. Iată. Aici. Mai în dreapta un pic. Încă un pic. Cam acolo. Bun. Și altă nu se vede și aici dată. Iată una aici. Astăzi să ne ducem la istorie, să vedem întrebările zbărăt cum se intră pe piață. Asta este. Asta este. A, este deja? Da. Dar nu aici, e că aici. Puneți-mă aici. Aici. Trage-te mai parcial. Da, nu înțeles. Încă? Da. Încă un pic în stângă. Iată toată mișcarea asta pe piață când ei iese, iată asta la noi se are vedere prin... Noi ar trebui să ne orientăm noi pe o tendință de discreție. Dați-vă rog frumos perioada de H1 și căutați-vă rog frumos perioada cei care am menționat aici. Așa. Și iată anume, noi ne orientăm pe intrările pe piață după perioada de H1 și anume când intersectează linia aceasta verde. Și anume când intersectează cu o lumânare de culoare neagră, noi ne orientăm numai la deschiderea tranzacțiilor de vânzare. Și deschidem tranzacții de vânzare până când... deschidem tranzacții de vânzare până când... Iată. Op. Asta e H4, era poșcă de mare. Ok, hai să faci înapoi. Nu, da, mai încolo. Intrările noi pe piață sunt anume când o lumânare de culoare neagră străbate sau intersectează linia aceasta verde din jos. Iată aici am prima intrare de vânzare de sell, iată aici am prima mea intrare. Anume am semnal de intrare pe piață cu independență cu ce volum eu vând. Am prima mea intrare pe piață. Noi putem să ne orientăm aici, am câțiva traderi care se orientează să închidă tranzacțiile cu trailing stop. Adică, nu închid tranzacțiile manual, cu stop plus, cu take profit, dar îi pun un trailing stop de 40 de puncte. Și atunci îi dă voie pieței să ducă în jos, trailing stop. Îi dă voie pieței să ducă în jos cât ea are nevoie, după care să închidem 40 de puncte de la finisarea impulsului în jos. Și iată anume, când eu deschid tranzacția de vânzare, automat îmi pus un trailing stop pe 40 de puncte. Am câțiva traderi care nu tranzacționează, ce vă spun, cu stop loss și take profit, dar numai cu trailing stop. Iată ce am prima intrare. Voi puteți să-l folosiți sau deschideți tranzacția și lăsați deschis. Așa. Am prima intrare de vânzare. Următoarea intrare la mine vine tot când la mine străbate înapoi în jos. Sector. Când străbat înapoi în jos linia aceasta de culoare verde, eu mai am încă o tranzacție de vânzare. Însă, când este intrarea la mine pe piață, când lumânarea de culoare neagră este străbată mai în jos de linia asta verde și se închide mai jos cu 10 puncte. Iată aici este intrarea mea de vânzare. Anume când se închide lumânarea.
Dacă s-a închis lumânarea și are mai mult de 10 puncte în jos, până la 20. Până la 20 de puncte. Dacă are 10 puncte în jos, eu deschid tranzacția. Dacă depășești mai în jos cu 20 de puncte, o tranzacție de vânzare deja nu-i deschid. Sell nu-i dau. Nu deschid tranzacții de vânzare. Asta este un principiu, fiindcă el următoarea lumânare poate să întoarcă înapoi împotriva mea. Iată, asta este momentul cum se deschide tranzacția pe piață. Și toate intrările, le urmărim pe piață numai în perioada de H1 și folosim metoda medierii și adăugării până când prețul nostru sau lumânarea noastră, să spunem așa, MACD-ul nu iese din figura cea de jos, ce v-am arătat în D1. Ceea ce anume, până aici noi deschidem doar tranzacții de vânzare, doar tranzacțiile de vânzare și anume când lumânările au mai jos, atunci mai jos, că aici mai am un sell, până când lumânările n-au 10 puncte, sell. Aici și aici tot se văd intrările de vânzare. Nu tragem atenție la mișcările sau la trendurile micuțe de creștere. Eu îmi văd perioada mea, cum arată finisarea unui trend crescător și mă axez că se începe un trend descrescător în perioada de D1 și intru doar pe intrările de vânzare. Posibil să avem și intrări în minus, dar dacă o să vă orientați cu trading stop undeva 40, poate 45 de puncte, voi nu o să aveți intrări care se închid în minus. Rare ori care îți duc în minus. Chiar dacă intrarea, de exemplu, de aici am deschis tranzacții de vânzare, să, fără stop loss, fără take profit, doar trailing stop, doar trailing stop. Eu chiar dacă s-a dus în minus împotriva mea, ecto, vă rog frumos, spuneți dacă aici sunt 40 de puncte. Iată aici. De aici, de la sell-ul meu, un pic în jos. Așa, 40 de puncte până jos. Nu sunt 40 de puncte. 28. Prețul chiar dacă s-a dus în jos, e poate și-a intrat în profit pentru mine. Eu îi dau pace până nu se duce înapoi cât iar îi duc pentru mine în minus. Cei ținic, eu aș trebui să am un cont destul de bun, de atât așa am arătat intrările cu volum mai micuț. Eu îi dau pace până când piața nu duce mai jos unde are nevoie. Și nu mai i-a străbat 40 de puncte de unde eu am deschis tranzacții de vânzare, practic stop loss-ul o să urmărească permanent, o să urmărească piața care eu i-am dat. Poate de folosit trailing stop-uri, de deschid tranzacții, de folosit metoda adăugării sau metoda medierii și îi dat tot mai cu trailing stop. Și îi dați pace până prețul nu voi nu se închide. Unicul moment care este, trailing stop funcționează numai cât calculatorul este deschis. Iată asta, din ce cauză, nu toți îl prefer. Pentru că ar trebui să țineți calculatorul mai mult deschis și nu prea e un moment tare favorabil pentru noi. Iată momentul ăsta. Dar vă duceți acasă, testați strategie care se primește. Și atât, dacă să ne orientăm în perioada actuală, dați-vă rog frumos în perioada de D1 în perioada actuală. Așa. Perioada actuală. Haideți să ne uităm ce se întâmplă cu în perioada actuală. Ia uitați-vă de aici. Până aici, la mine, eu mă orientez doar pe tranzacții pe intrările de vânzare. Adică eu deja am chiar în perioada actuală, la mine s-au finisat undeva intrările de vânzare. Uitați pe MACD că și jos, vedeți? Eu deja ies înapoi în sus. Eu ieși deja din figură. Eu ar trebui să-mi închid mie toate tranzacțiile mele de vânzare. Mă orientez, am deja înapoi. Practic s-au finisat trendul meu descrescător. Undeva ar trebui să deschid mai departe tranzacții de cumpărare. Însă, care este momentul? Cu o situație destul de interesantă care voi ar trebui să urmăriți, tranzacțiile de cumpărare sau de vânzare ar fi cel mai bine de orientat, anume de deschis de la început de nou trend care se formează. Iată medici. De la început nou trend care se formează, deja mă orientez pe deschiderea tranzacției de cumpărare. Deja aici mă orientez pentru buy. Pe lângă asta, o strategie care v-am arătat, deci nu lucrează numai pe natural gas, lucrează foarte bine și pe brand. Dați-vă rog frumos pe brand. Și atunci, haideți să vedem și aici. Pe brand, exact la fel cum ieți, vă rog frumos și aligatorul. Așa. Aici, perioada pe brand, el lucrează mult mai interesant, fiindcă aici perioada de incertitudine este foarte micuță. Am avut o perioadă asta de incertitudine foarte rară, care se întâmplă în istorie. În rest, noi avem mișcări destul de bruște, aș spune eu, pe piață, care ne arată nouă tendința pe perioadă mai lungă de timp. Iată, chiar să o luăm mai mult în istorie, hai să o luăm ceva de gen pe aici. Iată, de aici, cineva, situația sau istoria nu ne arată că se începe o tendință de descreștere până, iată, numai până aici. Iată, toată perioada asta eu mă orientez doar pe tranzacțiile de vânzare. Chiar dacă te-am dat sell de aici, s-o întors împotriva mea, tot mi-a arată intrări de sell, până când figura mea nu iese de jos. Începând cu nouă perioadă, deci nouă tip de trend, deci deschid doar tranzacții de cumpărare. Și încă un moment, iată aici când a intrat în figura mea, iată aici când a intrat în figura înapoi, asta de sub. Eu aici închid, din să închid toate tranzacțiile mele. Chiar dacă deci am deschis doar buy, iată deci am deschis doar buy,
Asta mai este moment când ar trebui de închis tranzacția. Și când s-o întors împotriva mea, s-o întors înapoi și iarăși nu am intrat în figura de jos, eu nici închid tranzacțiile mele de cumpărare. De regulă să fie ori 0, ori plus foarte micuț. De data să vă orientați pe ați, ori să fie în 0, tranzacțiile voastre, ori în plus foarte micuț. Din ce cauză? Fiindcă de aici el ar putea să ducă iarăși nu mai departe, încă și mai mult în jos. Ne formează iarăși nouă tendință de descreștere. Și în momentul ăsta, noi închidem tranzacțiile noastre de cumpărare și ne orientăm iarăși din nou, cum ar fi o perioadă sau un trend nou, cum ar fi un trend nou, iarăși din nou de descreștere, iarăși din nou figura sau intră într-o tendință mai mare descrescătoare. Și iarăși din nou intrăm pe sell, cred că, perioada asta. Până când, până când nu iese, până când nu iese iarăși din nou de figură. Și după asta, iarăși din nou ne orientăm pentru buy mai departe. Asta este o strategie care o folosesc deja de undeva de un an de zile, mă folosesc de însă pe piață, numai pe petrol. Apropo, pe petrol doar lucrează și pe natural gaz. În rest, pe cotații valutare, asta voi nu o să întâlniți. Intrările noi le dăm după aligator și vă rog frumos să-mi dați ultimele intrări, dacă se poate de plus cu aligatorul, pe atât anume de aici, când a ieșit perioada, aici cu aligatorul până când chiar și în prezent. H1? Da, în H1. Tot intrările le vedem doar în perioada de H1. Dar în perioada de H1, dați înapoi în delivery, vă rog frumos, domnul Cornel. Și acum iasem, vă rog frumos, aici o linie de asta, o bară verticală. Așa. Mai la dreapta. La dreapta. Partea asta încă nu se mie, încă sunt. Revedere. Iată și aici. Așa. Hop, stop. Și iată aici. Așa. Acum dați în perioada de H1. Perioada de H1. Și iată, dați. De jos, eu mă orientez după aligator deschiderea doar tranzacțiilor de cumpărare. Și iată anume, când linia columnar de culoare albă străbate în sus, eu mă orientez pentru buy. Buy, iarăși nu, s-o întors înapoi mai jos de lumânările mele, aici mai jos de linia aceasta, chiar și verde și asta roșu. Iarăși nu, când s-o întors înapoi, eu iarăși nu deschid tranzacții de cumpărare. Buy. De fiecare dată când el străbate linia aceasta verde a mea în sus, eu deschid tranzacții de cumpărare. Mă orientez prin metoda adăugării și prin metoda medierii. Aici lucrează foarte bine intrările pe piață cu take profit, dar fără stop loss, adică metoda mediere sau trailing stop. Trailing stop. Foarte bine puteți folosiți anume metoda aceasta. Dacă pentru voi asta să fie într-adevăr favorabil și voi să testați și voi să meargă, succes vouă și intrați foarte mult pe piață. Câteodată voi să aveți intrări pe zi, poate una sau două, dar voi să le țineți pe perioadă mai lungă de timp. Poate să le țineți chiar 2-3 zile tranzacțiile deschise, dacă o să folosiți trailing stop. Atâna dacă o să folosesc trailing stop. Iată anume acum cel mai bine ar fi de dorit să intrați pe piață. Încă un moment foarte interesant, eu astăzi vreau să vorbim și despre aur. De ce anume despre aur, băieți? Fiindcă în perioada aceasta de pandemie, cum ați văzut și dumneavoastră, foarte mulți dintre voi știu că aurul este valută de refugiu, corect? Așa. Ce fel de strategie folosesc pe aur? Altă întrebare, tranzacționează ceva pe aur sau nu? Da. Da? Bun. Ce strategie folosesc pe aur? Dacă nu-i secret sau e secret. Transacționați ceva pe aur? Hai din codată. Transacționați? Așa, domnul Cornel, aș vrea să-i dăm voie la un trader să facă analiza pe piață a mea la aur. Cine vrea să facă analiza pe piață la aur? Haideți, cine aș vrea să facă pe piață la aur? Băieți, cine vrea să facă la aur? Haideți, spune, haideți să treci cu mea. Parcă nu tranzacționați, luăm toți și să știm. Vedeți? Trebuie să faci la calculator, la calculator faci să vedeți, da? Faci să la calculator analiz. Eu cel puțin până mai departe văd niciun bani. Nu știu cum voi, dar eu văd într-o tendință de creștere cel puțin măcar încă vă câteva puncte. Dar asta este intrarea pe perioadă scurt. Da. Haideți să vedem. Ce nu știu ce vede? Stil vechi, da? Stil vechi? Da. Haideți să vedem. Vorbiți deodată. Eu văd un trend descrescător în daily. Sunteți de acord toți cu trendul ăsta descrescător? Descrescător în perioada de dăun. Chiar se vede? Da. Așa, bun, mai departe. Și de indicatorii MACD-ul, înțelegem? Că sunt română de scris. MACD-ul nu aici. Nu, nu, nu. Este sus trendul și o scrisător. Este și o poză. Mai jos? Ce parametri? Când ies la parametri? Așa. 5-3-4-5. Okay. Nu se folosește nimic de, de AMACD-ul standard. Standard nu folosesc. Ok. De ce? Așa nu. Așa nu văzesc?
Băieți, Qatarii sunt foarte multe parametri care trebuie să-i folosesc. Chiar de foarte mult. Sunt foarte mulți parametri de la MACD, stochastic, moving average, chiar și ăsta legător, puteți să schimbați parametrii. Dar, de regulă, cei mai buni sunt ăștia de bază. Care e diferența dintre simplu și exponențial? Asta este tot în întrebare. Sunt sensibile astea parametri 5. Aveți în vedere de parametri 5, 34, 5? Da. La standard, mai greu olea. Bun, dacă să luăm momentul de intrare și de ieșire pe piață, undeva după 5.34.5 ne arată mai repede intrare. Dar 12.26.9 ne arată pe o perioadă mai lungă de timp sau trend mai mult crescător. Adică ambii zbui, nu e o problemă, fiecare tranzacționează cum dorește. Eu și-au să ne recomand aceștia standard, simpli, care sunt rare ori când îmi dau 5.34.5. Dar iată, acum v-am dat vouă. Bun, mergem mai departe. Hai să Victor, vorbim. După care în H4 la fel orientez, ce avem aici, la fel eu văd un trend descrescător care ajung deja la H7, de la corect să înțeles. Așa în greu. Care deja parc ajunge la nivel de rezistență din tăile. Dacă vedem aici deja și după aia. Dacă vedem și după aligator și MACD, nu, deja ne arată mai degrabă o tendință de creștere decât una de descreștere. Mai vede cineva aici încă un impuls descrescător? Să meargă încă în sell sau nu? Nu? Poftim? Nu, da. Te-ați văd în bai, da? Sau vede cineva și în sell? Sell este un puțin tragi sărat aici. Încă să ne arăt nouă bai și aligator deja vrea să intre. Bun, hai să mergem mai departe. Qatar am zis că nu vreau să mă implic, să vorbesc la dumneavoastră, dar hai să vreau să-mi dau și eu tare. În H1, la fel, deja vedem o intrare de buy, atât de alegător cât și mai sigur. Ok. Ce noastră eu văd. Dar, în cont de situația actuală, eu tot știu că au poate să mai meargă un pic în sân, doar până la nivel de suport din lege, dacă vedeți din câte puncte sunt aici. Nu în jur de maxim 2000 de puncte, după care iar să mai avem bai. Ce sunt de fapt? Și ținând cont de faptul că brandul o să ducă în jos din cauza la nouă val de COVID, automat toți o să încearcă să cumpere aur cât mai mult, pentru că ca o valută de repune. Deci, de la petrolul ducă în jos, o să înceapă să cumpere aur? Da. Da. Bun. Astea sunt părerile dumneavoastră. Bun. Și celălalt altcineva, ce păreri sunt? Dacă chiar și petrolul duc în jos, aurul unde duc? În sus? Sau tot în jos? Și în sus. În sus? Da, da. Da, în legătură o să fie faci cent, atunci el o să dați. Ce-ți vreau lunară? Întrebările din cumpărare lunară. Întrebările din cumpărare amu sunt cam dificil de spus pe petrol, pe aur, dar și este de vânzare. Chiar acum, în perioada actuală, dacă a dumneavoastră, este un trend descrescător. Cei care tranzacționează. Dacă ați uitați după Mastin, o arată și foarte simplu, bine, o intrare deja de vânzare pe perioada mai lungă de timp. Pentru noi, ce este cel mai important? Acum să găsim intrarea. Iată, anume, să găsim intrarea când cel mai bine dintrat e aur. Iată, chiar și acum, dacă să ne orientăm pe MACD, tot este o intrare, perioada lunară, să dăm sell. Dar el poate să întoarcă înapoi și pe urmă iarăși nu o să ducă în sell. Ok? Vreți să luăm un stohastic? Dar și parametrii dumneavoastră? Și stohasticul ne arată o intrare de vânzare. Am. Ce m-a spus dumneavoastră, depinde de influența la vaccinul care a să fie, eu totuși mă aștept, chiar dacă a să fie sau nu a să fie vaccin, oricum au o duc mai departe în sat. Din ce cauză? Vă explic. Fiindcă toți investitorii au pierdut foarte mult, suma pierderii pe economie totală, undeva 10 trilioane de dolari.
Ceea ce ne dă de înțeles că mai departe toți investitorii vor să vândă aurul ca să compenseze minusurile care le-au pierdut pe petrol și inclusiv pe ori și în toate economiile. Și chiar dacă încă și virus, antivirusul iar sau vaccina să fie promulgat ca un antivirus corect, încă și mai tare prețuri la aur îl duc în jos. Asta ce ține de vedere, punct de vedere fundamental. Acum tehnic, dacă îi să luăm, într-adevăr nu era o intrare de vânzare de acum. Însă, cândva mai anterior încă ne arătau tranzacții de vânzare mai multe că înapoi, practic cu două lumâne. Bun, dați-mi vă rog frumos într-o perioadă săptămânală. Iată, săptămânală. Foarte mulți dintre voi poate și-au observat aici că s-au format din start parcă un triunghi și toți ne așteptam ca prețurile mai departe să întoarcă ceva de genul un bai și apelul nu să fie străbaterea în jos. Însă el a străbătut practic din perioada actuală, s-a dus mai departe într-o tendință de descreștere și mulți s-au văd aici o tendință mai departe descrescătoare. Bun, iarăși nu o vedem să știți-vă rog cum o triunghi este. Dați în perioada de tăine. Intrarea noastră în perioada actuală de vânzare, tot și deschidem sălă, să menținem încă o dată triunghiul. Să deschidem de aici săl, săl e cam periculos, să-i dăm săl. Dar să așteptăm să se întoarcă înapoi în baie până la nivelul de sus și apoi să-i dăm săl, tot este cam, nu este o idee atât de bună. Însă putem să ne orientăm în felul următor, mai departe. Fibonacci fixăm, Fibonacci linear de sus până jos, iată, până acum, până când. Tranzacții de vânzare încă nu se merită, nici de baie nu se merită pe perioadă lungă deschis. De deschis. Chiar dacă vreți să deschideți tranzacții, doar perioade foarte scurte de timp, acolo cu 500, 1000, poate chiar 2000 de puncte. Mai mult de 2000 de puncte, eu nu vă recomand să păsați nici stop loss, nici take profit, fiindcă el poate să fac foarte brusc înapoi, mai departe, într-o tendință de creștere. Mai ales dacă ați fi publicat, vă știu ce la lui bun, în genere, aurul, cum a făcut câteva săptămâni urmă, câteva zile urmă, o creștere să facă înapoi, mai departe, în sus. Și iată, eu mă aștept, iată, nivelul 50. Sau la 38.2, nu cred că o să ajungă până la nivelul 61.8. Pe 38.2, iată, anume, aștept o creștere până aici. Poate să mai coboare și noi Fibonacci linear, anume să-l modificăm după lumânările care se apară. Îl modificăm până jos. Până când el n-a să ajungă la două lumânări de creștere consecutive și să ajungă până la un nivelul 38.2. Asta eu îl aștept numai până aici. Din ce cauză? Fiindcă economia tinde să scăpi toți oamenii, tinde să scăpi cât mai repede de aur, să investească înapoi banii lor, să înceapă iar nouă economia să lucreze. Și iată, anume aștept nivelul 38.2, numai 38.2 și în perioada de H4, dacă să ne dați, vă rog frumos, domnul Bărnea. Așa. Într-o perioadă de H4, practic, undeva, dacă să desenăm ceva de genul trendul descrescător, încă poate ne facă încă o descreștere. Este tot micul cei ce vă zic și Fibonacci să o modificăm, după asta să urmeze o creștere până la nivelul 38.2, iată până aici. Maxim până aici, după care iar să dăm mai departe tranzacții de vânzare mai departe în jos. Iar asta ceea ce văd eu, pe Petru, pe aur, care poate posibil să fie mai departe. De asta, cei care tranzacționează pe aur, vă recomand în perioada actuală deschiderea tranzacțiilor de vânzare după ce străbate nivelul 0 al Fibonacci care l-am SAMU sau minimile este. Și atunci anume când se închide o lumânare mai în jos, se închide o lumânare mai în jos, noi putem să ne orientăm pentru săl. Dacă se închide o lumânare mai în jos, îi dăm săl. Pe o perioadă, undeva maxim încă 500-1000 de puncte, sau poate chiar 2000 de puncte take profit. Asta maxim take profit, 2000 de puncte. Așa, mai departe dăm pace până când el se întoarce înapoi la nivelul 38.2 la Fibonacci. Și de aici, iarăși, nu mai departe deschiderea tranzacțiilor de vânzare cu posibilitatea de a adăuga mai departe tranzacții în continuare. Adică folosim metoda adăugării. Și după fiecare tranzacție, cum o folosesc Dumitru, nu închidem tranzacția. Chiar dacă se formează la noi figurile astea din certitudine, triunghiul sau fanionul, nu închidem tranzacția. Dar mai deschidem iar nu sell. Fiindcă economic, a noi prețul o duc foarte mult în jos. Și toți dintre voi, cei care au păzit momentul de intrare pe piață la petrol, când s-au întors înapoi în sus, vedeau că au acolo un profit de 500-300 dolari sau 1000 dolari, gata, repede închid eu tranzacția. Dar din ce cauze s-o închid? Fiindcă el foarte mult s-o întors înapoi. Și dacă se întoarcem înapoi pe aur în perioada lunară, vă rog frumos, perioada lunară, la noi prețul la aur, dacă se trageți atenție, practic undeva... Așa, trebuie să înapoi lunară. Asta. Iată el la noi trebuie să întoarcă undeva până aici. Până aici. Și dacă să luăm un punct, sunt undeva, nu știu câte puncte, puteți să spuneți, vreau cunosc, cam aproximativ, până la... Atât până aici, cam până la nivelul ăsta. Nu-mi trebuie până jos, cine știe. Așa, câte puncte sunt? 52.000. 52.000. Băieți, iată, este 52.000 în perioada de câteva luni de zile, lor scadă mai departe în jos. Și posibil să fie foarte brusc, când dai o mișcare de creștere înapoi până la nivelul și la 38.2, care eu vă spunem, după care mai departe săl. Și atunci, toată mișcarea asta, noi putem să ne orientăm pe piață să o prindem. Și atunci, toată în săl.
Dar nu e ok din tranzacție, pentru că îmi vedeți că la voi în 500 sau 1000 de dolari în profit, îi dați pași și din contră îți schimbi tranzacția la jumătate de vânzare. Dacă vă temeți, aici mai este încă o posibilitate pentru voi. Nu măriți volumul la maxim. De exemplu, pentru cei care tranzacționează cu 100.000, nu îți scrieți cu 100 de loturi. Da, eu știu că sunt atractive cifrele astea, 100 de loturi sau 50 de loturi. Începeți cu 5, cu 2, 3, pe aur, chiar puteți să începeți cu un lot. Cei care tranzacționează cu profituri foarte mari, cu volumuri mai mari pe piață. Începeți cu un lot și tot timpul adăugați. La fiecare când vedeți chiar și nou prețul în profit sau tranzacția dumneavoastră în profit. Luați-o. Când îți vezi tranzacția noastră în profit, adăugați încă un volum. Adică dacă ați schimbat odată cu un lot, îmi dați încă cu două deja. De fiecare dată măreți volumul care la voi este. Și iată, în felul următor, puteți folosi trailing stop și la aur inclusiv. Inclusiv la aur. Eu nu recomand să fie micuț, să nu fie 150, 200 sau 300 de puncte. Puteți să-l puneți maxim care este acolo. Asta este undeva ca el, chiar dacă și-o scad înapoi în jos, adică exemplu, chiar dacă și-o cad înapoi în jos, când se întoarcă înapoi, se închide undeva pe aici. Poate chiar să prindeți atât momentul ăsta. Dar n-ați lăsat calculatorul deschis atât o perioadă lungă de timp. În fine, asta este ceea ce văd eu pentru prețurile la gold, pentru prețurile la aur. Așa, până aici întrebări sunt? La aur. Vă schimbă cineva tranzacție de vânzare sau nu? Eu am deschis deja. Ok, mai departe, iată pentru anume pentru aur, mai departe ne orientăm numai pentru sell băieți. Nici de cum bai, n-avem pentru ce să deschidem tranzacția de cumpărare, cel puțin încă nu. Nici o noutate fundamentală, nici o noutate tehnică, nimic, doar sell. Nu mai putem aștepta la o corecție și cei care au sell-uri să nu vă speriați de corecția care să fie iarăși, nu mai departe deschidem tranzacția de vânzare. Bun, mergem până apoi la VTI. Da-ți vă rog frumos la VTI. Așa. Mergem în parte la VTI. Cum credeți voi? Chiar dacă și statele unite ale Americii, atât cum Trump deja au dat puterea de lui Biden, cum credeți voi? Cam cât poate scade mai departe prețurile la petrol? Haideți să fim sinceri, putem să ne așteptăm și la o cădere și una destul de bună șarpă. H4. H4, vă rog. Dar care e preț acum? Poftim? Ce preț e? 45-56. 45-56. Iată, asta este prețul la petrol în perioadă, la VTI în perioada actuală. Și dacă îți trageți atenție, practic el a mers foarte brusc și rapid într-o tendință de creștere după ce a fost promulgat cu apărut vaccinul de la Pfizer. Mai departe, dacă totuși prețurile la petrol, să spunem așa, Statele Unite intră în carantină, bagă iarăși nouă carantină, prețurile se duc mai departe în jos, anume la petrol. Fiindcă ei în perioada actuală sunt a doilea pe loc cei mai mari consumatori de petrol. Pe lângă asta, chiar într-o tendință de descreștere, vine ca luptător împotriva petrolului sau împotriva consumului de petrol automobilele cu electrice sau hibrid, da? Hibrid. Și iată, în perioada actuală, prețul la petrol niciodată n-a să ajungă înapoi acolo unde a fost. Fiindcă, practic, compania Tesla devine una dintre cele mai mari gigante constructoare de mașini cu motoare electrice pe o perioadă lung timp. De asta, el în baia se ducă, dar n-a să ducă chiar atât timp cât el tot să-l așteapă să ajungă înapoi la 70 dolari. Nu, la 70 dolari băieți n-a să ajung. Și atât minimul care noi ar trebui să ne-l organizăm, asta ar fi undeva, eu cel puțin, îl recomand să fie undeva la preț minim care a fost săptămâna trecută. Dați-mi perioadă, vă rog frumos, de daily și apoi săptămâna. Așa. De aici și apoi săptămâna. Iată minimul ăsta și maxim cât el poate să mai crească în sus. Asta la noi e perioada de M1. Dați-mi înapoi, vă rog frumos. Nu, asta e săptămâna. Dați-mi de el, dați-mi de el. Săptămâna. Bun. Iată maxim cât el în care putea să mai crească, asta sau etala, maximul ăsta. Încă să mai duc în sus sau maximul ăsta de sus. Nu cred că într-o perioadă scurtă de timp o să ajung până la maximul de sus, până aici. Și dacă aveți deschis tranzacții de vânzare, perioada actuală pe petrol, băieți, tranzacții de vânzare, pe anume de undeva de aici sau de mai jos, eu am prieteni care au deschis tranzacții de vânzare chiar de aici, de la aici. Deschis sau. Deschis tranzacții de vânzare. Și undeva de aici au deschis bani. Și când eu întreb ce vrei să faci mai departe pe piață, deschis tranzacția adăugătoare de bani sau nu, eu aștept încă prețul să ducă în jos să închid să-l mai departe. Nu ar zici că e o idee rea. Se dă voi prețul la petrol să întoarcă mai departe înapoi în jos, sub minimul ăsta. De el n-a să întoarcă deja acolo niciodată. Chiar dacă ați via al doilea val de carantină, n-a să cadă prețul atât de mare mai departe în jos. De asta nu vă așteptați, iarăși nu la minim până la prețul 22. El n-a să ajungă nici până aici, dar nu tocmai până la prețul 22. De asta, acum ar trebui foarte bine să ne orientăm pe deschiderea tranzacțiilor de cumpărare. Numai pe buy, băieți, nici de cum pe perioade lungi de timp.
seller doar de perioadele scurte de timp și atunci numai pe corecții. Dar pe perioadele lungi de timp ne orientăm numai pe deschiderea tranzacțiilor de cumpărare. Domnul Colin, dați-vă rog frumos lista la băieți ca să semneți câți au fost. Și atunci ne orientăm mai mult pe deschiderea tranzacțiilor de cumpărare. Și cel puțin asta ne arată și mai sigur în perioada actuală. Și dacă se punem strategie care v-am arătat-o, noi undeva buyerile de aici trebuie să ne orientăm mai departe pentru buy în continuare. Și dacă se ne orientăm în perioada de H1, dați-vă rog frumos, dacă să vedem dacă avem intrare acum din cumpărare. Iată. Noi intrare până când de cumpărare nu avem în perioada de H1, dar aici la noi se formează foarte bine o figură de continuitate sau un triunghi, spuneți-i cum vreți. El ar putea să noi facă o tendință de creștere, după care scadă înapoi, mai departe în jos. Până când noi bai nu avem, după H1, după aligator. Cel puțin el poate să întoarcă înapoi, se formează o figură, o perioadă de incertitudine și atunci când aligatorul iarăși să ne arăt nouă intrare de cumpărare, iarăși nouă intrare de cumpărare, iar noi intrăm noi într-un bai. Dacă am scăpat toate momentele de bai de jos, acum să fie foarte bine momentul de a intra în bai mai departe, băieți. Și asta să fie intrările pe perioadă mai lungă, tip undeva de o săptămână, zile, două sau poate chiar trei, să fie numai bai încă în continuare. Dacă se dăm înapoi în săptămână, domnul Cornel. Apoi în săptămână. Uitați-vă cât de bine și cât de frumos sunt practic unele trei lumânări care ne arată nouă continuitate, că mai departe prețul să duc în bai. Cel puțin eu mă aștept. Iată, dacă îi spunem Fibonacci Expansion, Fibonacci Expansion, vă rog frumos, de la minimul de jos până la maximul de sus, și atunci asta este corecția noastră. Nu, de acolo. Iată, minimum, maximum și minimum. Da. Iată unde ar fi primul take profit on us. Iată, aici. Take profit. Adică noi vedem încă o creștere că până ce sus. Nu degeaba cum ar sta, de că minimul este. Mai eu aștept că tare la minimul este de ce de sus. La 850 de puncte. Da. Adică încă în sus, undeva încă 850 de puncte în sus. Intrările doar le observăm doar de cumpărare. Asta pe perioada lungă de timp. Nici de cum noi intrările de vânzare. Și atunci, cu Fibonacci răsăvenim, noi putem să vedem în câte puncte ar trebui să ne duc prețul într-o tendință de creștere. Dacă ați observat, aici la noi mai este încă un nivel. La noi aici mai este încă un nivel. Un nivel unde prețul ar putea să se oprească. Acum, în perioada actuală, pentru brand. Însă, datorită toatelor noutăți fundamentale, el, nivelul ăsta nu ar trebui să fie pentru dânsul o piedică și mai departe din contră. Dacă totuși duci mai departe în bai, eu aș recomanda la toți să deschid tranzacții de cumpărare. Însă, în perioada actuală, noi nu avem încă bai în perioada scurtă de timp, chiar dacă săptămâna ne arată bai. Eu v-aș recomanda și recomand la toți să așteptăm corecția când ne se întoarce înapoi, după care iarăși nou bai. După care iarăși nou bai mai departe. Are cineva să-l deschis pe euro cu dolar american? Săl, euro cu dolar american. Neastră? Aveți sălări? Da. Bun. Mai are cineva sălări? Jos. Da. Jos chiar? Bun. Acum să mă dau și părere că pe euro cu dolar american, când am și o situație în care traderii mei deschid tranzacții de vânzare. Așa. Dați vă rog frumos. Și domnul Cornel, vă rog frumos într-o perioadă săptămânală și lunară. Săptămânală și lunară. Săptămânal și luna. Luna. Așa, hai uitați. Asta este săptămânal. Bun. Hai uitați-o, băieți. Și eu de sălășinești, bă. Ha? Merge și sălă sau nu? Continuitate. Și nu ar trebui să duci mai departe. În baie, așa e? Hai uitați, băieți, și se vede. Hop. E că tot. Dar de ce săl? Da, dați sperăți. Luna. Fix așa ești pe delă sterlin. Așa de frumos arată. Aș spune eu că merge fix după factorii tehnici. Ia de semnat așa un trend, domnul Cornel, vă rog frumos, dați-l noi un pic mai în istorie. Chiar și în lunar, eu uitați cât de bine o să vede tendința de creștere mai departe. Așa. Și dacă se unim și în istorie să ne ducem un pic mai înapoi, nu, lăsați așa, duceți-l mai înapoi. Ia uitați, uniți și toate, toate punctele minime, toate punctele maxime, toate punctele maxime, care ne arată nouă. Chiar asta este un semnal din cauza că a câștigat Biden. Iată, nu e nimic ieșit din comun despre că Biden a câștigat. Nu trebuie să ne așteptăm la așa mișcări, pentru că prețurile la dolarul se devalorizează comparativ cu moneda euro și comparativ cu celelalte monede. Asta este un semnal, în primul rând, perioada lungă de timp. Asta este semnal în perioada lungă de timp. Așa. Asta se numește în perioada săptămânală care l-a ținat. Peste două maxim, nu mai duci special. Ar fi, lăsați-o și.
Așa. El mi-a dat nouă perioadă lunară, cum ați văzut dumneavoastră, crește. Euro dolar american. Am o este întrebare. Cei care au deschis tranzacții de vânzare, poate undeva aici sau poate chiar de jos? Nu știu, de așa de jos aveți tranzacții de vânzare sau nu? Unde ești? Ești neam. Ești neam aveți să. Am și eu săluri, dar am săluri cât de aici. Am mai mult. Și până când mă gândeam că v-ați duc mai departe în jos. Dar, ne tută bălă, că în perioada lungă de timp, noi ne dată foarte bine o intrare de cumpărare. În perioada lunară, chiar aici se vede un vârf dublu inversat, băieți, că la asta, aici încă un. Se vede o perioadă un vârf dublu inversat, dați-o în lunară, domnul Cornel, și se vadă, 3 de hecta. Hecta. Perioada lunară se vede hecta, băieți, vârf dublu inversat. Și încă se mai vede o figură de continuitate care ne arată nouă mai departe, băie. Nu merge vorba din niciun sală aici. Am un trader care e o sală. Dacă să aveți noroc, o să duc în sală înapoi pentru voi și să închideți tranzacția de vânzare, asta să fie bine. Dacă nu, ieșirea din situație este. Nu vă speriați, nu vă temeți. Ieșirea din situație este pentru toți. Anume, când intrați pe piață, de exemplu, aveți tranzacții deschise de vânzare cu două loturi, sau cu trei, sau poate chiar cu cinci. Trăduiți-vă de fiecare dată, chiar dacă ați intrat în lacte, că de exemplu ați intrat în lacte, chiar și nou cu două loturi. La fiecare corecție, când el coboară înapoi în jos, mai deschideți tranzacții de cumpărare de baie cu un cu 0.35. Și fără stop loss și fără take profit. Adică cât e crește mai departe în sus, tu deschideți tranzacții cu 0.35 ca să acoperiți minusurile de sellurile voastre de jos. Dacă nu sunteți în lacăt, anume intrați în el când ați fie străbaterea flagului ăsta mai departe în sus. Dar eu tot știu că el ați fie mai departe în sus, duc în baie. Și poate de compensat minusul ca să nu intrați în minus. Fiindcă el aici jos, chiar dacă aveți tranzacții, n-ați să întoarcă decât peste vouă. Iată, uitați-vă cât, tranzacții înapoi că îți duc înapoi în jos. Iată, uitați-vă, pe exemplu, istorie, iată aici. Dacă deschidem tranzacții de vânzare aici, iată, el mi-a ducet mă până în sus. Abia eu putem să o închid, duc mă, ca cineva aici, cu zero. Fix așa și în perioada actuală. Fix așa și în perioada actuală. Dacă aveți țelul de jos la nivelul de suport, băieți, orientați-vă mai departe să închideți, să scăpați tranzacțiile de vânzare. Euro cu dolar american. Asta e euro cu dolar american, dar chiar aici. Dacă aveți sell. Dacă aveți buyer, țineți-l că v-ați duc mai departe în sus. Acum lira sterlină. Are cineva pe lira sterlină sell? Tot aveți sell pe lira sterlină. Hai să închideți pe lira sterlină și acolo. Eu am buyer. Buyer-ți? Cine are? Asta? Țineți-l. Acolo tot e tare interesant. Perioada lunară. Nu știu, Marcel, dacă ați fost atunci când am făcut un masterclass la Alexandrie, dar permis că ați fost. Când am vorbit despre lira sterlină, am șoat aduce aminte ce vorbesc. Am vorbit de un vârf dublu inversat la final de tendințe de descreștere, asta încă în noiembrie anul trecut. Am vorbit de un vârf dublu inversat în perioada lunară. Ma, cum știu, să deschidă. Ce aia vorba și de Brexit. Și de Brexit, da, o, și de Brexit încă era vorba. Pe tema asta și atunci am făcut masterclass. Și atunci, până în perioada actuală, ia uitați-vă. Ia uitați-vă, că e de frumos. Practic, prețul noi în format ecta. Mai departe, o tendință de creștere. Și tot cei care au deschis tranzacții de cumpărare, băieți, în perioada lunară, practic, se vede o figură care nu ne arată mai departe o tendință de creștere, e că până aici sus, încă. Practic, noi, dacă să ne orientăm pe deschiderea tranzacțiilor de cumpărare, pentru noi asta să fie, pentru voi, cei care au buyer, să fie favorabil, cei care au seller, vă rog frumos, dar de fapt, cum doriți, vreți să scăpați de sellerile voastre, sau mai deschideți tranzacții de cumpărare aici auxiliare, dar buyer să fie când ați străbate că și în sus. Și asta să fie cel puțin luna aceasta care vine, iată, se termină luna noiembrie și se începe iarăși nouă luna decembrie. Apropo, mișcarea asta de buy, de ce o vedem atât de bruscă? Dacă să ne ducem în istorie înapoi, dați un pic mai în istorie. Așa. Ori nu știu ce ori este atât. Nu, e atât. El prețul nu a fost atât de minim niciodată. Cu Brexit sau ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană în prima perioadă a tins să-și devalorizeze valuta. Apropo, cei care aveți sell-uri, aveți un moment foarte bine de a ieși de piață pe data de 30 ianuarie. Pe data de 30 ianuarie, Marea Britanie trebuie să aibă încheiate toate tratatele cu Uniunea Europeană. Dacă Marea Britanie nu o să încheie toate tratatele de înțelegere, de acord cu Uniunea Europeană, voi să aveți posibilitatea că prețul se ducă în jos. Adică, sau cel puțin să închideți tranzacțiile voastre, sau în minus micuț, sau poate chiar în zero. Cei care să aibă noroc și deschizi tranzacții mai aproape din nivelul de rezistență, poate chiar și în plus. Din ce cauză? Fiindcă Marea Britanie nu a fost pregătită de o astfel de lockdown care este în perioada actuală și mai departe, noi ne așteptăm încă la o tendință de creștere pentru lira sterlin, dar pe perioadă scurtă de timp, anume când o să fie declarat că Marea Britanie nu poate să iasă, nu poate să încheie toate tratatele cu Uniunea Europeană,
Lira Sterling ne aduc într-o credință de creștere și o să ne facă nouă, de creștere și o să ne facă nouă umbră ectă așa de mare. Și posibil voi să aveți posibilitatea să închideți tranzacțiile voastre de vânzare. Cei care au săptă. Dar dacă o să rezistați până data de 30 decembrie, atunci ați fie totul bine. Dar dacă nu, atunci asta este. Ne orientăm mai departe pentru deschiderea tranzacțiilor de cumpărare. Și de fiecare dată, după fiecare corecție, încă ne orientăm pentru un buy cu un volum ori dublu sau chiar cu adăugarea 0.3, 0.4 și mai departe. Ca să scăpați de tranzacțiile voastre închise care duc în minus. De asta, cei care au tranzacții deschise de buy, felicitări în mine, cei care nu, deschideți mai departe. Bun, întrebări până aici pe lira sterlină. Mai sunt? Mai aveți tranzacții deschise care sunt în minus? Care vă cotați? Ce? Ce cotați mai aveți tranzacții care sunt în minus? Franc elvețean, are cineva? Australian. CHF. Dolar australian? Colui sell, te-ți așteaptă sell, hell, când să rupi în buy, mai departe. Bun. Pe dolar australian și pe franc elvețean. Tot aveți tranzacții, tot de vânzare, franc elvețean. Canadian. Și pe dolar canadian. Dați-vă rog frumos franc elvețean tot într-o perioadă de daily. Apropo, este USD CHF. Așa. Merge practic, nu știu dacă cunoaște, o cuvintă cu Euro USD. USD. Euro USD-ul trebuie să ducă în sus și ăla trebuie să ducă în jos. Franc elvețean. Hai să mergem într-o perioadă de D1, dați-vă rog frumos. În parte în weekly. Weekly. Așa, am un perioadă de lunară. Lunară. Așa. Da, da. Oh, hai nu. Da, da, da. Cum o să dăiem înapoi săptămâna, toată că nu spuneam că lunară. Tranzacția des de sell sau de buy. Lactă aveți. Bun, ia uitați și să vedeți mai departe. Practic am trecut toate minusurile astea. Practic am trecut toate minimurile, nu minusurile, minimurile care se au. Acum el are posibilitatea, poate să întoarcă înapoi la maximul ăsta înapoi, încă o dată. Te formezi nouă figură de continuitate mai departe în jos, sector. Mai departe în jos. Dar, dacă tot străbați minimul ăsta de jos, e că dacă străbați minimul ăsta în jos, columna are de descreștere, cei care au tranzacții de vânzare. Cei care n-au tranzacții de vânzare, băieți, orientează pentru să vă și mai departe. Mie vă rog cum o stohastic sau o masă de stohastic mai degrabă cu parametrul 20-3-3. Parametrul 20-3-3. Așa. 20 este mult mai lent și nouă intrare mult mai, mai bine pe ață. Și-l țin eu așa o văd. Așa. Mai departe. În perioada lunară. Acum. Dacă să observați, până când încă prețurile, cel puțin cum le văd eu, el ar trebui să cadă exact până aici. Până aici, mai departe, înapoi în jos. Ceea ce se vede că ești pe piață, îi numește radugă sau spuneți-o ceașcă, spuneți-o cum vreți. Ea se numește figura asta, că ei există pe piață. Fix așa cum aici a fost un buy, de la minimum până la maxim, pe urmă tăia toată s-a întors înapoi, ectau, până aici. Fix așa, să fim și aici, ectau. Dacă observați, poți întâi o creștere care a avut un punct maxim, după care să fie descreștere care să aibă iarăși un punct minim. Iată toate mișcările astea, ele se repetă, doar că, asta fiindcă un punct minim aduc înapoi în jos, asta într-o perioadă foarte lungă de timp, după care se întoarce aici sus. Dar asta e ce ține de perioadele foarte lungi de timp. În perioadă scurtă, noi încă avem un sell, iată până aici jos, băieți. Pe perioada scurtă de timp, el ar trebui să se întoarcă mai departe înapoi. Doar că n-a să întoarcă o linie în așa, se întoarcă într-o tendință așa înapoi în jos. După care iarăși nouă mai departe un buy. De asta, dacă aveți tranzacții deschise de vânzare și dacă se observați aici, abia de ajuns la nivelul, sub nivelul 20, hectare. El încă stai, sau iată, hai să luăm și aici, hectare. Fix aceeași situație, sub nivelul 20, sub nivelul 20, că când a ajuns prima dată. Iată, uitați-vă unde era preș. El până când s-a luat rămas bun înapoi, el a mai căzut foarte mult în jos. Sector, uitați-vă cât de mult a căzut înapoi în jos, până el s-a întors înapoi. Iată fix așa este și perioada aceasta. El abia a ajuns sub nivelul 20 și mai departe încă să ne facă nouă tendință de descreștere. Fiindcă în perioadele lungi de timp, iată numai stocastic, ne arată nouă foarte bine când el se întoarcă înapoi. El, când ajunge la nivelul 80 sau la nivelul 20, el nu se întoarce deodată înapoi în bai și pe deodată înapoi în sub. El ne face nouă perioadă mai lungă, ceva de gen. Asta ca și cum ar face avarot, ca să spunem, într-o cultură mai abruptă. Nu o faci deodată, dar merge lin până el se întoarce înapoi în jos. Mai este un indicator, un moment, momentum, iată anume el era foarte bine intrat acolo pe piață. Dar na, asta este să le arăt data viitoare. Și iată anume aici, cei care au tranzacții deschise din vânzare, vă recomand să le țineți, fiindcă prețul mai departe să ajungă în jos pe o perioadă lungă de timp
Cei care nu au tranzacții de vânzare, poftim că avem posibilitatea să intrăm în sell mai departe. Cu trailing stop sau cu take profit, fără stop loss. Aici merge vorba de intrări pe perioade lungi de timp. Fără stop loss, cu băieții care își permit să intre mai mult în minus. Fiindcă intrările noi asoluăm tot după stocastic sau după MACD. Intrările de regulă nu e cu cotații de valutare. Aligatorul ce nu ne merge, fiindcă ele cotații sunt un pic mai lente comparativ cu brandul și cu VTI. De asta noi nu luăm intrările după aligator. Bun, iată ceea ce văd eu pe francul VTI. Mai departe crește în jos. E cineva de altă părere? E cineva un buy, poate? Băieți? E cineva un buy, poate? Nu? Bun, mergem mai departe. Încă pe ce mai aveți minus? Dolar canadian? Tot ce mai aveți minus acolo? Gata? Terminat minusul? Canadian? Australian? Dolar australian și dolarul canadian, cred că era. Mai pe dolarul australian acolo se vede sell, dar se vede pe perioadă... Și GPI-ul. Și e în japonez. Dar e în japonez, tot sell aveți? Nu, e bai. Bai. Boi, bai. Bai, e sus. Ai mult, ne? Ok, în fi. Asta ce e? Nu e? Cadu. Da, sunt de mă rog. Când dați la cum săptămâna? Pe dolarul canadian se vede foarte bine o tendință de creștere și atâta numai pe umbră. Mai departe, oricum însă la sub. Cei care au tranzacții de vânzare pe dolarul canadian vă fie aici. Cei care au tranzacții de cumpărare, nu părere de rău, el n-a să ducă în bani. Asta în lunar, vă rog. Perioada lunară. Dacă sunt detalii de valorizată dolarul, toate cotații valutare, de ce au născat? Ce din mergi de dolarul prețului au născat? La... Ținți-mi de 103 luani. E, dolar? 100 dolari scade. 100 dolari scade. Ținți-mi de 103 luani, dolarul minus pe cont scos. Așa, iată, statele lui de minus pe exemplu, SUA și China. China. Ei, de China. SUA și China sunt cei mai mari care dirijează cu economia pe glob. Sunt cei mai mari care țin cel mai multe rezerve de aur. Adică, în primul rând, SUA, China și pe urmă cealaltă. Iată aici, primul loc și al doilea. Așa. Acum, pandemia aceasta le-a adus cele mai mari pagube cui? Da, a doua e nu e China, dar e mare, am urmă. Cu aur? În fine, oricum. Și China fiind aici, hai spune-mi pe a treia. În cel puțin, eu cred, e 1, e 2. Să ne uităm încă o dată. Ultima dată mă uitat era China. În fine, vreau să spunem, care dețineau. Și atât numea în perioada actuală este două, ele sunt cele mai mari sau cele mai puternice țări economice și cele mai mult care au avut de suferit. Prin faptul că dânșii nu au putut să exporte nimic. Practic au fost blocat. Și acum ei au o problemă de supraproducție. Adică la dânși producție e foarte mult. Ei trebuie cumva să scăpe de ele, să le întoarcă înapoi economie, dar asta lui iau nevoie de foarte mult ce? Dolari. De foarte mulți dolari. Practic încă de 10 trilioane de dolari. De unde ies dolarii ăștia? Vânzând aur. Gold. Gold. Cui vând aur? La Fed. Fed. Ce este Fed? Fed este Banca Federală a Statelor Unite ale Americii. El le dă dolari statului lor, Statelor Unite, sub un procent în aur. Anume. Și anume, aici le dau aur la Fed, aici le dau lor hârtie înapoi. Dolari. Din cauza asta, dolarul american se devalorizează pe perioadă și am puțin încă de 2-3 ani de zile, el a duc într-o tendință de descreștere. Pe lângă asta, mă aștept din cauza lui Biden, că el este un democrat. Dar atâta timp cât democrații sunt la putere, nu dolarul american cel puțin se devalorizează. Nu merge într-o tendință de creștere. Luați. Da, chestia că nu se încă nu spui 500 și... Nu că notați, dar de ce îmi zici? De ce îmi zici ceva? Eu zici atât. Avem în creștere. Că asta nu sunt lucrurile astea. Îndrept de aur și de dolari, că nu te dau. Cum crezi? Ce lăsa? Să-ți crească sau nu? Părerea dumneavoastră mă interesează. Pe urmă să spun părerea mea. Ce ne tranzacționează pe SP500? SP500 să crească, îndrept de aur. Aur. Bun. Îți spune pe gol. Când am sunt Tesla. Să aibă un efect. Haideți să facem altfel. Când Tesla a separat compania lor în trei companii mai micuți sau când a făcut cădere cei, da? Când a mai făcut, când a mai expus câte mine atunci de acțiuni, odată cu Apple, când foarte mult a căzut prețurile la acțiunile lor. Da, cu pătrime, adică patru companii mai micuți. În fine. Adică au mai adăugat încă o pătrime din toate acțiunile care le-a deținut, au mai format încă o pătrime din acțiunile lor. Și atât numea
s-a întâmplat ceva cu aur. Dacă e dolar american? Nu. Practic că eu aș crede că undeva același efect a să fie și acum. Chiar dacă ei se întâlnesc pe 500, nu cred că să aibă mare efect. Dar, cel mai bine traderii care au să aibă deschis tranzacții pozitive până la data de 20 decembrie, se închidă toate tranzacțiile. Cei care să aibă tranzacții negative, se pun în stop loss mai micos. Că, adică, în caz de a fi influența foarte mare pe piață, de exemplu, hai să facem așa, EURUSD, USD, dolar american. Dacă să am tranzacții de vânzare și până la noutate, de sell, și până la noutate ea să fie minus, ca exemplu acolo, cu 2-3 mii de baxuri, a mine stop loss-ul să-l aduc cât mai micot să fie. De exemplu, să întoarcem înapoi. Stop loss cât mai micuț fie. Din ce cauză? Fiindcă el poate să mai fac un pic în jos până să duc și mai departe în sus. Iarăși nu devaluează dolarul american. Posibil. Sau în invers, în bani. Dacă eu am sell și el îl duc mai departe în jos, eu mai bine să-mi închid tranzacția, fiindcă eu nu știu cum ea să influențează. De regulă, ar trebui să influențeze pozitiv asupra dolarului american. Iarăși din nou. Dar, cum știm noi din istorie, se poate întâmpla și surpriză. De asta, cel mai bine, noi ne asigurăm. Cel mai bine, eu sunt masiv. Asta, cazarea asta e părerea mea despre ei. Bun. Practic, noi astăzi la masterclass am vorbit mai mult, am vorbit în linie generală despre toate cotațiile valutare. N-am vorbit numai despre COVID-19-2021. Iată ce părere aveți dumneavoastră. A să fie totuși Republica Moldova în carantină sau nu? N-o să fie. O să fie restricție, dar n-o să fie în blocat. N-o să fie în carantină. Lockdown n-o să fie. Bugetul nu permite. Avem bani, să le fim sănătoși, să fim mult bunari. În general, într-adevăr, nu nici nu ne trebuie o iarăși nou un lockdown, Republica Moldova să fie iarăși nou în carantină, nu, asta nu ne trebuie categoric. Nu, ceea ce ne trebuie în perioada actuală, asta cât mai mult să activăm noi pe piață și cât mai mult bani nu se face. În rest, se întâmplă și chiar și în Republica Moldova, chiar și în Statele Unite ale Americii. Apropo, faptul ăsta că Trump i-a dat puterea lui Biden, deja asta e un factor pozitiv pentru noi, că toți factorii fundamentali ei o să funcționeze. Și noi vedem și putem să facem bani foarte buni. Practic, dacă ne orientăm, Statele Unite ale Americii, ne asumăm așa ca toate statele care au votat pe Biden, anume au fost este de pe margine ca aici. Toate este au votat pe Biden. Biden, 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 Biden. Centralii au votat pe Trump. Toate este din centru. Fiindcă țările care sunt pe lângă malul mării sau pe lângă malul oceanului sunt orașele sau statele care tranzacționează foarte activ piețele bursiere. Și pentru dânsii e foarte favorabil ca piața să fie liniștită. Să fie liniștită. Din cauza asta și-a câștigat Biden bețe. Că traderii au văzut ceea ce s-a întâmplat cu Trump când a fost, sau persoanele toate au văzut ceea ce s-a întâmplat cu Trump și cu piața când a fost Trump la guvernare. Practic, tu acolo nu puteai să prezici ca și buy sau sell, mai ales când el ieșești vorbe sau spune un discurs. Mai ales când a avut impeachment din cauza că a ieșit pe piață și a vorbit cât acolo. 29% s-a dus să scriu sau câte acolo cazul ăsta prost. În fine, au avut niște mișcări destul de interesante. Păi iată, numai din cauza că o câștigat Biden, nu ne dea, mi-e dă de înțeles că mai departe prețurile să fie destul de fixate și noi să știm ce să facem mai departe. La tranzacționare, pe punct de vedere fundamental, să fie mult mai liniștit și mult mai profitabil pentru noi ca trader. Dacă Trump nu puteai să-l găsești și spui ce se întâmplă, nu, aici o să putem deja o spate de spus și o să putem să prezicem. În fine, mergem mai departe, mă întorc înapoi la Frank Elvințean. Seară frumoasă. Fix exact la fel ca și... Canadian. 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 Așa. Iată, uitați după ce se vede aici. Practic fix, la fel ca și celelalte cotații valutare, undeva prețul o să tindă să ajungă minim, eu cred că aici, în jos, și maxim, poate chiar până aici. Asta maxim, poate până jos. Însă, în perioada actuală se vede un sell și vă recomand tuturor să scăzați intrările numai de vânzare, pe perioada lungă de timp. Și intrați pe piață cu metoda adăugării sau metoda medierii. Nu intrați pe piață doar așa, simplu, să deschideți tranzacția și să o închideți în 500 de baxuri. Chiar dacă intrați pe piață, intrați pe jumătate an sau pe câteva 3 luni de zile, dar ieșiți pe piață cu acolo 10, 20, 30 sau poate chiar 100 de mii în profit. De ce nu? Fiecare de voi are probabilitatea și posibilitatea să facă un 300% deasupra la depozitul lui, fix așa cum a făcut Dumitru, chiar dacă a avut un cont micuț, el datorită faptului că a folosit metoda medierii și adăugări, eu pot să-și fac 300% deasupra la conturi. Fix așa aveți voi toți posibilitatea. De asta, succes vouă, deschideți tranzacții și dacă aveți întrebări referitor la platformă, domeniu sau o altă strategie, n-aveți decât să ne întrebați. Bun, secundă.
Puteți totodată pe grup să adresați întrebări sau să ne scrieți întrebări, dacă aveți careva întrebări anume referitor la mine. Acum spuneți. Am mult la sărbători. Ce noi așteptăm? Atare așteptam întrebarea asta de când la început. În fine, la sărbători. Eu mă gândesc să facem un masterclass neva pe data de 25 sau pe data de 20, adică mai înainte de sărbători, ca să putem să vă spunem mai proaspăt ceea ce se întâmplă pe piață. De asta ar fi prea devreme să vorbim despre sărbătorile care să fie. Însă, este un moment care am vrut să-l emancipez. Timp de 5 zile, data de 25, 26, 27, 28, 29, 30 decembrie, să fie posibil să duci, adică scoată blocada din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Adică tot să poată să ducă în ospeții și așa mai departe. Asta se influențează asupra petrolului pozitiv, într-o creștere, dar după data de 30, după data de 1 ianuarie, 2 ianuarie, înapoi prețul mai departe, înapoi în jos. Fiindcă să fie găsite sau să fie declarate foarte multe cazuri de COVID-19 și practic cumva țările acestea să fie impuse să blocheze granițele iarăși din nou ca să fie iarăși nou pace și liniște. Iată asta ce văd eu pe o perioadă așa mai îndelungată, vizual. Dar atunci mai aproape, să facem masterclass, să vă spun ce se poate fi făcut și cum se poate făcut bani pe piață. Voi dacă aveți ca scop să faceți bani pe piață, băieți, intrați pe piață, pe perioadă lungă de timp. Nu intrați pe perioade de scurte, de o oră sau două ore sau patru ore acolo. Fiindcă, atât din cauza asta, că voi nu vedeți global imaginea ce se întâmplă, mă refer lunar sau săptămânal, ați comis și greșeala asta pe euro, dolar american. Fiindcă acolo se vede foarte simplu și foarte bine că prețul mai departe se duc în bani. Pe lira sterlină, am avut o situație cu un trader încă în perioada iunie, am deschis tranzacții de cumpărare, s-au dus în sus undeva cu 300 de puncte, dar nu le-am ținut, am ținut numai cu 50 sau cu 60. Și am închis tranzacții, de mai departe, s-au dus încă 60 de puncte în sus, dar doar datorită faptul ăsta că m-am lăcomit și am vrut să închid repede tranzacții, am prins doar 50 de puncte. De asta, orientează-și perioadele lungi de timp, dacă o să aveți întrebări sau prognoze a voastre, intrați pe grup și puneți-le acolo și dați întrebări. Mă refer la grupul trader începător, cei care sunt. Cei care nu sunt pe grup trader începători, întrebați managerii voștri cum să ne veniți acolo. Și atunci acolo să fie posibilitatea a să vedem mai multe analize și mai multe prognoze pe piață. Bun, dați-vă rog frumos chestionarul de domnul Cornel. Băieți, dacă să fie întrebări în următoarea temă, iată-mi acolo și notați, să fie vorbit despre alegerile sau despre, nu alegerile, despre situația ianuarie, ce se întâmplă în perioada sărbătoare. Următorul masterclass, dacă îți doriți să vorbim anume despre asta. Așa. Lecțiile precedente eu vorbisem de găburi, masterclass precedent. Și atât cum îți dau scurt cum se poate de tranzacționat pe găburi. Care sunt categoriile lor? Fiindcă ele sunt de două categorii. Mulți dintre traderi m-au rugat de fapt să le vorbesc despre găburi, dar am spus că să facem un masterclass separat. Dar îți spun numai câteva cuvinte. Găburile sunt de două categorii. Cele care tind să fie acoperite și cele care tind să nu fie acoperite. Totul depinde de băci. Ca atare, normal și logic ar fi ca toate găpurile să acopere înapoi. Acum, de ce nu toate sunt acoperite? Vă explic și vă dau și o să înțelegeți. Ca atare nu e atât de dificil. Iată, ca exemplu, pe perioada de H4, dacă se întâmplă un găp aici de creștere, de exemplu, crescător, ordinele care au fost deschise în perioada asta, ele au fost activate când prețul a fost aici, că ele au fost activate. În perioada când se întâmplă un găp, de exemplu, aici, doar cineva în sus și îl faci iarăși nou un crescător în care piața nu mai fost în gaură aceasta în foarte mult timp pe urmă. Iată găpurile acestea, care sunt aici, ele au tins să fie acoperite, fiindcă aici sunt foarte, foarte multe ordini date bănci. Și chiar dacă banca se trezește mai sus, ea automat se întoarcă să acopere golul ăsta de aici. Adică banca e obligată să satisfacă plăcerea sau să satisfacă toate ordinele sau toate tranzacțiile care sunt deschise, fie ele amânate sau fie ele deschise de dat pe piață, e obligat să le aducă aici înapoi. Și atunci ea se întoarce înapoi. Găpul care el, iată, ceva de genul, cu o săptămână zile în urmă sau cu o oră, în urmă a fost iarăși din nou, au mai fost o cădere, ca cum este aici, de exemplu, a fost o cădere toată săptămâna a fost în jos și la sfârșit săptămâna s-a întâmplat un găp. El nu este obligat să întoarcă înapoi piață. Banca nu e obligat să întoarcă înapoi. Toate găpurile astea s-au văzut și pe petrol. Dați-vă rog frumos, petrol în perioadă de H4. Și natural gaz tot, da. Așa. Ia dudați pe aici. Iar găpul ăsta, necălă este micuț. Scuteți-vă rog frumos. Așa. Caligator, iată uitați. Practic, dacă o strage atenție, undeva prețul a fost, iată, aici a mai fost odată. Ecto. El undeva e obligat să întoarcă înapoi, dar dacă strage atenție, fiind găp foarte micuț, el întors numai cu umbră. Ecto. El a întors numai cu umbra, l-a întors înapoi. Așa, mai jos, ne uităm găpul ăsta mare care a fost, ectodici.
Practic, undeva câteva sute de hectare. Cât, ce perioadă înapoi el nu a fost? Ia uitați, cât de mult el nu a fost aici în istorie înapoi? Hectare. Aici banca a fost obligată artificial să întoarcă prețul înapoi. Și prețul, într-adevăr, s-a întors mai departe în bani. Bun, hai să ducem mai înapoi. Sau chiar, hai să luăm vista. Hectare. Asta e un gap mai micuț. Arătăm înapoi un gap mai micuț. El a fost, practic, câteva zile, a fost tot la același preț. Hectare aici. Asta, ordinele, toate ordinele care au fost deschise în perioada asta, sau poate pus stop-loss-urile sau take-profit-urile, au fost activate anume cu o zi înainte. Acum tot au fost ordine, dar mai puțin. Unde banca nu a fost obligat să întoarcă prețul înapoi. De asta și următoarea lumânare a fost discretion. A fost de culoare, de culoare neagră. Mai înapoi, dacă tragi mă atenție, undeva pe listă mai fost un defect. Fix exact aceeași situație. Sunt pus înapoi în jos, nici nu s-a întors înapoi skin-ul și la copier, dar din contra s-a dus mai departe în sell. Cei care tranzacționează sau au avut probleme din cauza gap-urilor când au tranzacționat, adresați-vă managerul și să vedem mai multe detalii în momentul tranzacționarea la gap. Să puteți foarte simplu să prindeți chiar gap-urile sau să tranzacționați pe ele. Ca să fie mult mai ușor ca să intrați pe ele. Duminica aceasta, dacă mă greșesc, a fost G20, care nu a fost nici o mișcare foarte, foarte importantă pe piață. Au fost doar așa, simpli, mișcările chiar dacă s-au trezut pe perioada de weekend. Bun. Băieți, întrebări sunt la noi? La mine, ce opuse. Dacă sunt întrebări, mi-a lăsat, dacă nu, eu vă urez vă o seară frumoasă tuturor, succes să vă în continuare, intrați pe piață.